Ca șocant, într-o comună din Botoșani, acolo unde o bătrână în vârstă de 76 de ani a fost găsită aproape moartă într-un șanț. Femeia plecase la magazin, dar nu s-a mai întors toată noaptea. A doua zi, vecinii au găsit-o desfigurată pe marginea drumului, însă, până în acest moment, nimeni nu știe cine ar fi putut face așa ceva. Femeia în vârstă de 76 de ani din comuna Călăraș a plecat pentru a cumpăra vin pentru pomană de la un vecin. Seara însă nu s-a mai întors, iar a doua zi a fost găsită de vecini într-un șanț, mai mult moartă decât vie și pe jumătate dezbrăcată. A plecat la 4 și nu a mai venit până a doua zi dimineața. Eu nu am putut să ies să o caut, sunt aproape paralizat. Au găsit-o a doua zi bătută, poate și violată. Când am văzut că nu mai vine, am sunat la vecini, la poliție, a spus un apropiat. Bătrâna a fost dusă de urgență la spital cu răni grave și în comă indusă. Momentan, însă, nimeni nu știe ce i s-a întâmplat, iar anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze. După ce așa mai revenit, femeia a fost întrebată cine a agresat-o, însă din cauza șocului nu a putut spune nimic. A venit seara la vecinul după o sticlă de vin pentru biserică. Cât o fi stat, nu se știe. Pe la ora 4, oamenii au găsit-o acolo și a anunțat doamna primar, a spus o vecină. Momentan, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală, însă agresorii sunt de negăsit. Autoritățile urmează să verifice și camerele de supraveghere de pe stradă pentru a da de urma făptașilor, relatează realitatea.net.